Vladimir Putin, mesaj de felicitare pentru armata rusă, își îndeplinesc eroic datoria militară. Este a patra zi de război în Ucraina, iar Kiev a rezistat eroic la atacurile rusești. Vladimir Putin, președintele Rusiei, a transmis un mesaj de felicitare duminică dimineață pentru armata rusă. Războiul continuă și azi în Ucraina, iar noaptea trecută în Kiev au avut loc explozii puternice. Președintele ucrainean, Volodomir Zelenski, a mărturisit că încă deține controlul capitalei. Președintele Rusiei, Vladimir Putin a transmis un mesaj de mulțumire pentru armata rusă cu privire la atacul din Ucraina. Ați dovedit în mod repetat în practică că sunteți gata să acționați cât mai eficient, clar și competent în orice condiții dificile, să rezolvați cele mai dificile și responsabile sarcini și să vă îndepliniți întotdeauna cu onoare datoria militară de a vă proteja țara natală și cetățenii noștri pentru a asigura interesele naționale ale Rusiei. Tradițiile eroice ale forțelor speciale au fost înscrise în istoria de secole a armatei noastre, în timpul marelui război patriotic și au continuat, întărite în Afganistan, în multe puncte fierbinți, în timpul lichidării bandelor teroriste din Caucazul de Nord și Siria. Vreau să mulțumesc comandamentului, personalului forțelor de operațiuni speciale, veteranilor unităților pentru loialitatea față de jurământ, pentru serviciul impecabil în numele poporului Rusiei și al Marii noastre patrie. Mulțumire specială celor care în aceste zile își îndeplinesc eroic datoria militară în cadrul unei operațiuni speciale de asistență Republicilor Populare din Danbas, a declarat Vladimir Putin. Se duc lupte crâncene în Harkov. Trupele lui Putin au pătruns în cel de-al doilea cel mai mare oraș al Ucrainei, potrivit oficialilor ucrianeni. Forțele ucrainene încearcă să respingă atacul rușilor. Șeful Administrației Regionale Harkov, Oleksine Gubov, a menționat că vehiculele militare au pătruns în oraș.